Așa cum este tradițional, venim cu actualizarea datelor în privința situației epidemiologice în Republica Moldova. La momentul actual avem 125 de cazuri de infecție cu COVID-19. Total au fost investigate 1011 persoane. Avem cazuri de import 45 și este vorba despre Italia, Marea Britanie, Franța, Elveția, Ucraina, Federația Rusă, România și Cehia. Avem cazuri cu statut de transmitere locală, 80. În cazul respectiv vorbim de Chișinău, 32 de cazuri, Hâncești, 18 cazuri, Căușeni, 5 cazuri, Ștefan Vodă, 4 cazuri, Ialoveni, 3, Anininoi, 3 cazuri, Soroca, 3 cazuri, Sângerei, 2 cazuri, Șoldănești, 2 cazuri, Cantemir și Râșcani, a câte un caz. În regiunea din stânga Nistrului avem 6 cazuri, inclusiv avem cazuri cu transmitere locală. Pe parcursul la 24 de ore, Serviciul de Asistență Medicală Prespitalicească Urgentă a avut 2125 de solicitări, au fost transportate persoanele suspecte cu COVID-19, 109, dintre care adulți 96 și copii 13. Dacă e să mă refer la starea de sănătate a pacienților care sunt internați la Spitalul Toma Ciorba, la momentul actual avem 107 pacienți, avem pacienți 17 cu stare gravă, gravitate medie 78 și stare satisfăcătoare 12 persoane. La Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii avem la momentul actual 8 copii, dar și 2 adulți, 2 părinți și este vorba despre stare de gravitate medie în cazul la 4 persoane și stare satisfăcătoare la 6 persoane. Totodată vreau să menționez despre Spitalul Clinic Republican. La momentul actual avem deja internate 4 persoane care sunt cu diagnosticul confirmat de COVID-19. În cazul unei persoane, gravitatea este medie, ușoară, iar în cazul la 3 persoane vorbim despre o evoluție gravă. La Spitalul Institutul Mamei și Copilului, și anume este vorba despre Clinica Emilian Coțaga, avem o mamă care asigură îngrijirea de un copilaș micuț și în cazul ei este vorba despre stare medie. Vreau să menționez că în privința copilașului au fost realizate 2 teste și probele sunt negative. Totodată, la momentul actual, avem 116 persoane care au statut de persoane suspecte și pe parcursul zilei deja vom veni cu datele actualizate privind rezultatele testelor de laborator.